Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube! În acest video v-am pregătit etalarea pentru luna iulie pentru nativii din Zodia Vărsător. La cererea voastră, a celor care mă urmăriți deja de ceva timp, am hotărât să readuc aceste etalări lunare pe zodii, dar în schimb voi reduce etalările zilnice, care vor fi mult mai scurte, de maxim un minut, astfel încât să știți în linii mari la ce să vă așteptați pentru fiecare zi din lună, dar o să vă rog pentru mai multe detalii să veniți la aceste videouri lunare și să le urmăriți atât pentru zodia voastră, cât și pentru ascendentul vostru sau pentru orice alt semn zodiacal în care aveți anumite plasamente planetare importante, mai ales dacă aveți în harta natală o aglomerare de 4 sau mai multe planete într-un anumit semn zodiacal, neapărat să urmăriți și pentru acel semn zodiacal etalarea lunară. Și acum hai să vedem pentru nativii din Vărsător sau pentru cei care aveți ascendentul, luna natală sau orice alte plasamente planetare importante în acest semn zodiacal, precum și pentru cei care aveți în viața voastră un Vărsător și sunteți curioși de ce așteaptă pe Vărsătorii din viața voastră în luna iulie. Hai să scoatem o carte pentru situația de dragoste, una pentru sănătate și una pentru afaceri, bani și carieră. Wow, în primul rând aici în dragoste, Vărsătorii sunt creatorii propriului destin și în luna iulie puteți să vă transformați relațiile de dragoste, situația de dragoste, așa cum vă doriți. Puteți să vă manifestați în viața voastră partenerul ideal, relația ideală, puteți să obțineți ceea ce doriți de la univers. Dar mare atenție aici, universul nu o să vă dea pe tavă ceea ce vă doriți, trebuie și voi să participați activ la această conlucrare, la această co-creare a relațiilor pe care le doriți în viața voastră. Hai să clarificăm cum se aplică magicianul pe partea de dragoste pentru Vărsători în luna iulie. Interesant. Se pare că aici pentru Vărsători ceva la care Vărsătorii au lucrat foarte mult se distruge, se elimină din viața voastră ca să facă loc acestui împărat, care poate să fie un nativ din zodia Berbec, poate să fie o persoană mai în vârstă decât voi, poate să fie o persoană care a obținut deja o poziție înaltă în societate, care vrea să apară în viața voastră, dar nu are loc din cauza acestor 8 monede pe care aici turnul o să le debaraseze din viața voastră. Foarte interesant, pentru Vărsătorii care sunteți singuri, aici ați creat în jurul vostru atâtea plase de siguranță încât un nou partener sau parteneră nici măcar nu poate să ajungă la voi. Și aici, în luna iulie, intervine turnul și efectiv vă rupe tot acest sistem de siguranță, de autoapărare, vă distruge toate aceste ziduri pe care voi le-ați înălțat în jurul vostru, astfel încât să nu puteți să fiți răniți, dar din cauza cărora nimeni nici măcar nu a putut să se apropie de voi. Și odată ce aceste ziduri sunt distruse, sunt eliminate, aici o să apară în viața voastră un împărat. O persoană foarte importantă, foarte impozantă, cineva care într-adevăr se ridică la nivelul vostru, cineva care o să fie pe picior de egalitate cu voi. Pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, aici optul de monede poate să reprezinte niște aspecte ale relației voastre la care ați lucrat foarte mult, dar care din diverse motive nu mai sunt de actualitate. Și aici trebuie să vă recalibrați așteptările și să vă recalibrați viziunea voastră asupra relației, pentru că aici unul dintre parteneri este un împărat și acest împărat puteți să fiți voi sau poate să fie cealaltă persoană. Dar o relație dintre un împărat și un muncitor de rând nu o să funcționeze niciodată. Prin urmare, dacă voi sunteți aici
faianjenul, muncitorul de rând și persoana de lângă voi este împăratul, voi va trebui să vă folosiți de puterea magicianului astfel încât să creșteți și să fiți la același nivel cu persoana de lângă voi. Dacă partenerul sau partenera voastră a rămas la acest stadiu de paianjen, de muncitor, de operator și voi ați evoluat aici la nivelul de împărat, va trebui să vă folosiți de acest magician ca să ajutați persoana de lângă voi să crească la același nivel la care sunteți și voi acum. În orice caz, pentru cei care sunteți deja într-o relație, dacă vreți ca aceasta să funcționeze și să fie de durată, trebuie să vă ajutați partenerul sau partenera, trebuie ca ambele persoane să depună la fel de mult efort la clădirea acestei relații. Mai departe, în privința sănătății, avem aici pentru vărsători Treiul de Bâte, carte care ne vorbește despre răsplată, despre un efort pe care l-ați depus în trecut și acum începeți să vedeți rezultatele muncii voastre. Foarte frumos! Hai să clarificăm acest Trei de Bâte pentru nativii din vărsător pe partea de sănătate în luna iulie. Foarte frumos și foarte interesant. Uite aici cu Treiul de Bâte, odată ce apar aceste prime rezultate, odată ce începeți să vedeți pe corpul vostru, pe organismul vostru, poate în analizele pe care le primiți de la medic, rezultatele efortului vostru, o să fiți mai motivați să o continuați pe această direcție, pe această traiectorie ascendentă, pe această direcție pozitivă în viața voastră. Și aici cu Steaua, cartea care pe voi vă reprezintă, văd că puteți, pe de o parte, să obțineți tot ceea ce vă doriți de la corpul vostru, de la organismul vostru, de la starea voastră de sănătate. Pe de altă parte, văd că puteți să evoluați la acest nivel de cavaler de cupe. Ce înseamnă asta pentru vărsători? Înseamnă că o să puteți să vă dezvoltați o intuiție mult mai rafinată și să înțelegeți mult mai bine mesajele pe care corpul vostru vi le transmite, astfel încât pe viitor să puteți să reacționați din timp atunci când apar mai mici sau mai mari dezechilibre în viața voastră. În orice caz, indiferent de starea voastră de sănătate la momentul actual, fie că sunteți sănătoși sau că aveți niște boli cronice, aici în luna iulie lucrurile evoluează foarte, foarte frumos pentru voi. Vă îndreptați cu rapiditate către starea optimă de sănătate pentru situația în care vă aflați acum, pentru categoria de vârstă, pentru categoria socială din care faceți parte, pentru toate aceste criterii care vă definesc. O etalare foarte frumoasă până acum. Hai să trecem mai departe în privința afacerilor, a banilor și a carierei voastre. Aici avem una dintre cele mai frumoase cărți care poate să iasă pe această poziție. Regele de Monede, carte care ne vorbește despre stabilitate financiară, despre mulți bani, despre poziție în societate, despre poziție într-o companie, despre leadership, conducere, toate aceste lucruri frumoase pe care ni le dorim din cariera noastră și de la afacerile noastre. În același timp, nu uitați să fiți generoși, pentru că voi ați ajuns deja la un anumit statut și aici Universul vă aduce aminte că sunt alți oameni mai nefericiți decât voi care ar putea să beneficieze de ajutorul vostru. Hai să clarificăm acest Rege de Monede. Cine e Regele de Monede, dacă sunt vărsătorii sau dacă sunt persoane din viața voastră și cum vă pot ajuta aceste persoane, cum vă poate ajuta această energie în cariera voastră? Păi e foarte simplu. Dacă voi sunteți de-abia la început de drum, la început de carieră și nu sunteți încă la nivelul de Rege de Cupe, încă nu sunteți pe poziție de conducere, de-abia acum începeți cariera voastră, aici superiorii voștri, șefii voștri se așteaptă de la voi să demonstrați că sunteți capabili să învățați din propriile greșeli.
Cinciul de cupe ne vorbește despre trei lucruri care nu au ieșit așa cum v-ați așteptat. Trei cupe care s-au vărsat. Dar în același timp mai aveți aici pe țărm încă două cupe care sunt în picioare și pe baza cărora puteți să construiți ceva solid, stabil și de viitor. Nimeni nu se așteaptă să fiți perfecți, dar toată lumea se așteaptă ca atunci când faceți o greșeală să învățați din ea și să nu mai repetați a doua oară. Pentru că doar având această atitudine puteți să câștigați, puteți să ieșiți învingători. Da? Asta se așteaptă de la voi, să demonstrați maturitate. Și atunci când vă dați seama că anumite lucruri nu ies așa cum v-ați așteptat, să aveți maturitatea să faceți un plan B, să faceți un plan de recuperare sau un alt plan de acțiune și să o luați în altă direcție. Dacă ați ajuns deja la nivelul de rege de monede și voi sunteți această persoană aflată în poziție de conducere, mesajul pentru voi în această lună iulie este să nu ezitați să demonstrați că sunteți vulnerabili și să le arătați subalternilor voștri că și voi la rândul vostru ați făcut greșeli. Dar secretul vostru pentru a ajunge la acest nivel de rege de monede a fost că ați învățat din aceste greșeli și le-ați folosit ca pe niște trepte care să vă aducă în poziția în care sunteți astăzi. Nu ați lăsat ca aceste pietre care v-au fost aruncate în drum să vă fie niște piedici, niște opreliști. V-ați folosit de ele ca să construiți ceva, să construiți scara pe care acum urcați. Per total e o etalare foarte interesantă pentru vărsători și înainte să finalizăm această etalare vreau să vă scot și un card din aceste cărți Puterea Gândului. O carte, un mesaj frumos pentru vărsători, pentru luna iulie, un gând frumos care să vă motiveze în această lună. Bineînțeles că o să fac în continuare și etalările zilnice, dar acestea vor fi foarte restrânse, vor fi niște videouri de un minut. Mă aștept să vă folosiți de aceste etalări zilnice ca de niște semne de circulație care să vă ajute să vă ghideze în parcursul acestei luni. În schimb, majoritatea informațiilor mă aștept să le puteți lua din etalările lunare. De aceea ar fi foarte important să vă cunoașteți sau să vă aflați, dacă nu vă cunoașteți deja, ascendentul, poziția lunii la momentul la care v-ați născut și, în general, să vă cunoașteți harta natală, pentru că în felul acesta puteți să identificați toate etalările care vă sunt de folos, toate zodiile care vă sunt de folos și puteți să vă faceți o imagine mult mai acurată asupra riscurilor, asupra oportunităților, asupra lucrurilor la care vă puteți aștepta în următoarea lună. Hai să vedem. Mesajul pentru nativii din vărsător este următorul. Puterea se află în momentul prezent. Trecutul s-a dus și nu are nicio putere asupra mea. Pot începe să fiu liberă în acest moment. Gândurile de astăzi îmi creează viitorul. Sunt la conducere. Îmi recapăt acum puterea. Sunt în siguranță și sunt liberă. Un mesaj foarte frumos care readuce aminte vărsătorilor că nu e sănătos nici să trăiești în trecut, să tot retrăiești greșelile din trecut. Nu e sănătos nici să trăiești doar în viitor, doar visând. Trebuie să acționezi și în momentul prezent. Vă mulțumesc foarte mult că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și în etalările următoare. Pa, pa!